ați avut un meeting organizat în fața prefecturii. Cu ce rezultate veniți către cei pe care îi reprezentați? În urma demersurilor efectuate, și aici ne referim la acțiunile greviste care au avut loc în această perioadă, Federația Națională a Sindicatelor din Administrație a reușit oarecum să deblocheze negocierile și avem promisiunea inițierii unui act normativ care să rezolve parțial aceste inechități din administrația locală și ne referim aici la salarizarea să ajungă la nivelul anului 2022 de la nivelul anului 2021. Este un câștig important, spunem noi, care va aduce un pic de liniște. Sigur că problemele nu s-au rezolvat în integralitate, dar până la urmă vom continua să susținem membrii noștri de sindicat astfel încât toate drepturile să fie acordate. De altă parte, o altă categorie care va beneficia și avem promisiuni și, și în această zonă sunt colegii noștri din muzee și colegii noștri din asistența socială. Se pare că vor fi cuprinși tot într-un act normativ care să înlăture aceste inechități și nedreptăți pe care colegii noștri le-au semnalat. În altă ordine de idei, aș vrea să vă spun că sindicatul pe care îl reprezint, Sindicatul din Administrație Maramureș, a reușit să obțină niște drepturi în instanță. Ne referim aici la voucherele de vacanță aferente anilor 2020, 2021, 2022 pentru unele instituții din județul Maramureș pe care le reprezentăm. Iar într-o altă cauză importantă, aflată pe rolul Curții de Apel Cluj, s-a sesizat în Alta Curte de Casație și Justiție pentru interpretarea unor probleme de drept, astfel încât să fie statuat în mod concret cum se face salarizarea în administrația publică locală și să evităm pe mai departe alte acțiuni de acest fel în instanță, stabilindu-se în concret modalitatea practică.